Foarte mult timp plecat. Foarte mult timp plecat din țară. Nevoia de bani mă împinge. Sunt contracte care trebuie să le onorez cu prezența. Cânti, exact. Sunt bani care trebuie să mă onoreze cu prezența. Da, cânt ceea ce îmi place mie. Deci ultima colaborare care am avut-o, în Franța, în Paris, cu o trupă de arabi, Arazid, am discul acasă, nu știu, un nume foarte ciudat, mi-au dat oamenii disc, am cântat cu ei. Și acești oameni puneau temele orientale arabești pe jazz rock. Mamă, și suna. Mamă. N-am cuvinte. Mâncai n-am și cu ei clapele așa cum obișnuiești să o faci de obicei? Eu așa era, sunt când vine vorba de pianist, tine, că mănânci clapele. Era un pianist care se uita la mine așa de unde ești. Mm-hmm. Deci un super pianist, greu de tot, se lăsa așa pe leuș. Mare pianist. Ce să zic? Am avut o colaborare cu ei pentru că pianistul respectiv a trebuit să plece la New York. Nu știu, nu cunosc motivele și m-am chinuit să mă țin și eu după ei, ca să zic așa. Erau niște instrumentiști. Mamă, mamă, aoleu, s-a terminat pământul. Niște da, super dar cu toate astea mi-ai mărturisit că ai mai cântat și... Și am cântat cu o solistă din Austria, care... Cânta, era o tipă groasă, imensă, imensă, care cânta Anastasia de înțepenă ei. Unul la unul. O trupă făcută din austrieci și italieni. Deci, unul am la cântat unul? Cu mulți. Cânti... Cu Toboșaru la Niasin. Nu faci rabat, nu? Pentru bani, pentru că știu că este foarte greu. Nu. Sau până unde se merge? Care e granița aia sensibilă între a... O să iau să, ca să pot să trăiesc în treaba liniștit, trebuie să mai fac și o ieșire prin Franța asta. Asta în măsura în care mă lipesc, sunt Dumnezeu cu mila. Din muzică riști să mori de foame. Se moare de foame. Se moare de foame. Bine, nu din muzica proastă. Din muzica proastă se fac vile, se... Chiar și la nivel de Craiova. Nu te-a tentat niciodată. Nu pot. M-a tentat, dar nu pot. Sub nicio formă. Nu pot. Am avut momente când stăteam în casă și n-aveam un ban de țigări, făceam o foame cruntă. Nu puteam. Și mă chemau în față populară. Nu pot și nu o să învăț niciodată. Îmi rup tu mâinilor dacă învăț. Muzică populară. Învață să dai și tu o ritornelă la manele. No. A, da, vine cineva cu un produs... Adrian, Kinder, Wonderful Child, îl prelucrez și îl fac de înțepenește. Cum am și făcut cu Nicolae Guță. I-am făcut un album rock simfonic de... Mulți rock spun, simfonic? Da. Mulți spun bine de tot. Mie mi-a plăcut. Mulți confundă foarte mult vocea lui. Apare Guță și spune dintr-o mie și pune twill-urile alea pe... Sunt niște twill-uri care și le dau ei cu... Am auzit la un moment dat o mărturisire a unor oameni de ale căror păreri țin cont. În general, caut să aud părerile oamenilor, îmi face bine. Și îmi spuneau că totuși Mozart e făcut să fie, să răsune acolo în filarmonică sau să răsune cântat de orchestra filarmonicii sau... Li se pare un pic... Așa e. Oamenii, un pic stingiuit. Da, părerile lor sunt 100% adevărate. Deci nu sunt păreri, sunt adevăruri. Însă pentru a putea lua închiria orchestra filarmonicii și corul filarmonicii, mie îmi trebuie vreo 3-4.000 de ei. Bani care, dacă i-aș avea... Te numără printre români. Nu, mi-aș lua niște clape bune. Mi-aș lua scule bune. Mă folosesc de CD-ul. Din păcate.